se mișcă lumea. Hai, că-i ca lumea! Pentru tot ce mișcă și ca lumea, facem loc în lumea sportului pe Vest TV. O săptămână întreagă de performanțe, meciuri, competiții, rezultate, toate și toți se văd în lumea sportului. Esență de sport. Bună ziua, nu știu sigur dacă pot să le dau numele școlii, dar oricum suntem la școala de dresaj Nicarad, din Arad. Este prima școală de acest gen deschisă în acest județ. Numele meu este Nicoluiță Adrian, practic dresajul canin și pasiunea aceasta pentru câini mă urmărește de peste 40 de ani. De 20 de ani sunt instructor atestat de Asociația Kinologică Română. Practic acest dresajul canin și ca sport canin și totodată ca o meserie, pentru că munca mea practic se referă la toți cei care au câini și care sunt interesați în a avea un companion deștept și agreabil în viața de zi cu zi. Iată, multă lume își dorește un câine, un prieten al omului. Ce ar trebui să știm când ne gândim totuși să ne găsim în câine un prieten? În primul rând, așa cum v-am spus din experiența mea de foarte mulți ani, aș vrea să punctez câteva priorități care ar trebui să existe. În primul rând, alegerea câinelui. În alegerea câinelui, cel care se hotărăște să-și ia un câine ar trebui, în primul rând, să știe exact pentru ce își propune să-l ia. Dacă își dorește un câine de companie, dacă își dorește un prieten pentru copii, dacă își dorește un câine de pază sau un câine de protecție personală sau, în ultima instanță, un câine sportiv, un câine pentru sport. Fiecare categorie dintre acestea are în subsidiar mai multe rase de câini care se pretează pentru aceste activități. Spun aceasta pentru că de multe ori am întâlnit oameni care și-au cumpărat câine foarte pretabil, de exemplu, pentru pază și l-au luat ca un câine de companie, iar după aceea au venit și au spus că le e frică să-și lase copiii împreună cu câinele în curte pentru că s-ar putea să fie agresiv. Și au dreptate, așa este. Din acest punct de vedere, ar fi bine să poartă o discuție cu o persoană avizată. Nu mă refer strict la mine aici, mă refer în general la toți cei care practică dresajul și au experiență în aceasta și la toți cei care doresc să achiziționeze câini. Deci e bine, în primul rând, să contactezi o persoană care lucrează în domeniul acesta. Cu cât aduce mai repede câinele la un dresor, cu atât mai bine pentru a fi dresat, să înțeleg. Este bine chiar dacă nu îl aduce la dresor, dar după ce a terminat, după ce s-a hotărât asupra câinele care dorește să-l achiziționeze, următorul pas ar fi să discute cu un instructor dresor despre ceea ce își dorește de la câinele respectiv când câinele va crește. Deci dacă omul respectiv își dorește, de exemplu, să aibă un câine de companie pe care să-l plimbe și să meargă la plimbare, să meargă la pescuit sau unde ce vrea să meargă, este o anumită grad de socializare pentru câinele respectiv. Este un anumit grad de disciplinare care trebuie să-l facă, iar din contră, dacă dorește ca să aibă, de exemplu, un câine de pază, socializarea trebuie să fie strict cu familia, să excludă toate celelalte persoane din grupul lui de prieteni al câinelui și astfel va fi mult mai ușor pentru noi, când ajungem la momentul dresajului, să facem în acel câine ceea ce stăpânul își dorește. Dacă vorbea și de unele depindere ale câinelui care se corectează poate mai greu sau... Da, dresajul pentru asta am spus totdeauna că este necesar și pentru aceasta recomand tuturor celor care au câini și doresc să aibă o viață agreabilă împreună cu câinele pe care îl iubesc, să apeleze la servicii de specialitate, la un dresor. Pentru că și dacă doresc ei și dacă nu doresc, câinele în timp își va crea niște deprinderi, care sunt exact ca un dresaj, el se dresează singur. Deprinderile lui îl vor urmări toată viața și atunci urmează să îți pui întrebarea ca stăpân dacă dorești să-l lași pe el să-și creeze deprinderi sau dorești să-i creezi tu niște deprinderi cu ajutorul dresorului care să fie după aceea agreabile pentru tine și pentru membrii familiei și pentru scopul care tu îl urmărești având acest câine. Din experiența noastră, ați întâlnit câini foarte greu dresabili? Dresajul câinelui depinde de la exemplar la exemplar și de la rasă la rasă, într-adevăr. Dacă ne gândim la modul cum au fost formate rasele, e clar că omul în timp a investit multe cunoștințe și dăruire ca să direcționeze anumite rase în anumite direcții. De exemplu, câinii de vânătoare
au multe calități pe care câinii de pază și protecție, care sunt în grupa de pază, nu îl au. Deci, astea ar trebui să fie puse bine în balanță de cel care își dorește să achiziționeze un câine. Nu ți-ai un câine de vânătoare să ieși după aceea că aș vrea să fac din el un câine bun de pază. Sau invers, dintr-un câine de pază să-l scoți la vânătoare, că merge să muște animalul. Știm că ați participat și la unele concursuri și sunteți cunoscut nu numai în Arad, să ne spuneți două, trei cuvinte și de acest aspect. Da, aici pe teren am plăcerea să am în jurul meu și un alt membru al echipei naționale de dresaj, pe Oltean Ciprian. Noi suntem doi dintre membrii de echipe naționale de dresaj, am participat la campionate mondiale, din păcate publicitatea care se face acestui sport, sportul canin, dresajul canin, nu este la nivelul la care noi am dori, dar noi cu mândrie vă spunem că Oltean Ciprian a obținut în Italia, la concursul de ciobănești belgieni, la categoria Mondioring, a obținut locul 5 mondial, ceea ce a rezultat foarte bun, iar eu cu Falco, cu câinele meu, am fost în Franța la campionatul mondial de Mondioring anul trecut și am obținut locul 6. Deci suntem locul 5 și 6 mondial, ceea ce înseamnă destul de mult. Aceste performanțe se pot îmbunătăți? Da, noi chiar vrem să ieșim campioni mondiali. Vorbesc despre noi, știu ce pretenții are și Ciprian și noi încercăm să mergem cât mai sus. Cât mai sus. Înseamnă foarte multă muncă, o să vedeți și câinii noștri la lucru. Ideea este că ceea ce veți vedea astăzi aici vor fi câini aproape de toate nivelele de pregătire, pentru că eu nu lucrez în serii clare de un anumit număr de câini. În clipa când vine stăpânul cu câinele, în clipa aceea începe sesiunea de ciclu de dresaj. Și de aceea puteți să vedeți diverse niveluri. Sunt acolo, de exemplu, doi care sunt pui și care acum au început. Aici aveți câțiva care sunt deja mai avansați în ale dresajului și disciplinei. Puteți vedea American Staffordshire Terrier acolo în plan îndepărtat, cum stă, de exemplu, poziția pe loc. Lângă el este un pui de Malinois. Revin iarăși în discuție la prin aceasta și se poate arăta, demonstra faptul că nu există câini periculoși. Există doar stăpâni care nu investesc destul interes în pregătirea acestora și nu în disciplinarea lor. Câinele nu-i periculos. Tot ceea ce se întâmplă este responsabil stăpânului. Această cățelușă este la nivelul Mondio 1 și se pregătește pentru Mondio 2. Vorbesc de sporturi canine în momentul de față. Acum veți vedea exerciții de disciplină care se referă la pozițiile câinelui. Este una din probele din competiție, dar mai mult decât aceasta, orice câine care este disciplinat poate să facă treaba asta. Orice câine poate ajunge la această performanță. Este foarte importantă și dotarea terenurilor, ceea ce este pe terenul ăsta permite practic pregătirea câinelor pentru orice fel de disciplină. Trebuie să ai distanță și la comenzile stăpânului câinele se culcă, stă, șede, se ridică. Și are recompensa. Lucrând, totul este pe bază de recompensă. Câinele dresajul se face motivațional. Câinele trebuie să fie motivat ca să facă ceea ce dorește. Aveți un Terranova, se numește Honey, a fost la antrenament, deja a terminat cursurile de dresaj, dar stăpânul a venit astăzi numai ca să o prezinte. Este un câine foarte frumos și deși este impunător, este super disciplinat și este exact ceea ce stăpânul și-a dorit, pentru că are o fetiță și când a venit aici, asta a fost prima problemă, că nu era câinele suficient de docil ca să stea în prezența copiilor și a familiei. Acum chiar este un câine care se poate coopera și care este o plăcere să-l privești. Bun, mergând mai departe, acesta de aici este un pui de Malinois, un mix de altfel cu un ciobănesc german, dar care acum este la primele lecții, a început să învețe mersul la pas și poziția șezi. Cel care vine acum se apropie de noi este un ciobănesc de Berna, care la fel este un câine dresat pentru companie. După cum vedeți, câinele merge la pas lângă stăpân și exact așa se comportă și pe stradă.
nu are probleme cu el, nu trage, nu smucește, este un câine disciplinat, șede, se culcă, stă pe loc, aștept și așteaptă stăpânul. Așa, uitați cel care în partea asta este Amstaff-ul, pe care toată lumea îl blamează. Este un Amstaff foarte frumos, cel care îl vedem aici, dar care se demonstrează că poate trece pe lângă câini, oameni și chiar copii sau alte animale fără a avea nici o problemă. Nu este agresiv, este controlat tot ceea ce face. Repet ceea ce am spus, nu câinele este agresiv sau greșit, de obicei stăpânul are o atitudine greșită față de disciplinarea câinelui. Chiar în față este clasicul ciobănesc german, cunoscut și iubit de toată lumea, cred eu. E un câine docil, dar care a fost pregătit totodată și pentru pază. Așa, și acolo, chiar în capăt, vedeți un pui de Malinois. Aceasta este vârsta de la care propun eu ca să înceapă dresajul. Acest câine are la 3 luni, dar de acum deja cu recompensă, cu mâncare din mână, se învață mersul la pas, se învață socializarea cu alți câini, socializarea într-un grup de oameni, ceea ce va fi foarte important pentru viitorul câinelui și pentru viitorii pași în dresaj. Opțiunile care eu le am pentru dresajul canin sunt, uitați, cel care se apropie de noi acum este Ciprian, după cum vedeți, câinele are cu tot o altă atitudine și o să vedeți săriturile peste obstacol. Haideți mai încoace puțin, că de aici se vede mai bine. Stai să ți-l torc asta. Așa. Aceasta este o altă probă care este de la campionat, din timpul competiției, săritura peste obstacol. Câinele trebuie să sară, să nu atingă obstacolul, să se culce. La comandă trebuie să sară înapoi, după care să meargă lângă stăpân. Bravo! Așa. În partea asta veți vedea săritura peste celălalt obstacol. Totul se face la comandă, câinele trebuie să fie tot timpul ținut sub control. Câinele trebuie să culce, să aștepte stăpânul. Sunt niște reguli, dar trecând peste reguli, spectaculozitatea este clară. Toată lumea vede, chiar dacă și îi place ceea ce vede, chiar dacă nu înțelege regulile din prima. Malinois este câinele nostru de sport, este cel mai recomandat pentru sporturile canine. În ultimii 10 ani, la toate campionatele mondiale, câștigători au fost Malinois din această rasă. Serios? Da. Ce mare e. Aici. Aici. Culca. Menu. Culca pe aici. Culca. Hai da, hop! Bravo, culca! Hai, hop! Da, aici. Aici.
Lasă! Culcă! Lasă! Te pun la săritura mare. Aici. Aici. Culcă! Pe loc! Pe loc, mă! Pune aici! Culcă! Pe loc! Pe loc! Culcă! Da, toate este de control pe el. Șezi? Șezi. Acum aici trebuie să fie, noi. Șezi. Spuneți ce câine aveți și cum îl cheamă? Ciobănesc de Berna, este femeie, o cheamă Ara. Are un an. De mult a venit la dresaj? Am fost acum câteva luni la dresaj și de atunci am mai lucrat cu ea pe acasă, la plimbare. La ce vă așteptați, de ce ați venit? La... Am venit pentru o mai bună comunicare între mine și cățel. Dresajul pentru mine e comunicare, disciplină. Automat îți formezi un limbaj comun cu cățelul. Ce reprezintă cățelul pentru asta? Un membru al familiei. Un prieten, da, 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 da. Și veți mai veni, mă să înțeleg, nu? Da, 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 sigur, sigur, sigur. Veți participa la ceva concursuri sau... De expoziție? Dresaj, nu. De expoziție am participat la o expoziție cu ea, da? Și acum urmează, am pus o expoziție până acum. Da, da, da. Deci este un Terranova, cunoscut sub numele de Honey, de alții mai cunoscut de Newfoundland. Este un exemplar de 9 luni, are cam 45 de kg, este foarte prietenos în principiu cu copiii. Deci chiar și copiii de 2, 3, 5 ani care umblă deja, e foarte prietenosă. De ce ați ales această rasă și nu alta? Deoarece are o talie mare și este foarte prietenos cu copiii. Deci, în primul rând, din cauza prieteniei față de copii. La ce vă așteptați real? De ce ați venit la dresaj? Să fie mult mai cuminte și mult mai
ascultătoare. Nu cum faci acum. La expoziția sau, sau veți merge? Încă nu, vom merge. Hani, voi. Este singurul câine al noastră? Nu, mai avem extrema cealaltă, un bișon boloniez, care față de ea e mai mic, dar e mai agresiv. Da? Și bișonul da. Nu va veni aici? Bișonul nu. Nu, este foarte mic și nu prea are nevoie de dresaj. Da. Deoarece stă mai mult prin casă. Să înțeleg că sunteți mulțumit de câinele. Da, foarte. Ce reprezintă pentru un câine? Sau... Ce ar trebui să reprezinte pentru un om câinele? Câinele reprezintă un membru al familiei, de fapt, la noi. Se îngrijește greu? Mănâncă mult? Mănâncă potrivit. De îngrijit, relativ greu, care blană mare și face mizerie prin curte. Dar zilnic jumătate de oră și se rezolvă totul. Următoarea filmare care o veți vedea va fi cu o probă de atac. Câinii, așa cum am spus, aici pot fi antrenați pentru orice, inclusiv pentru pază și protecție. Atacul care îl vedeți aici va fi un atac făcut din față. Infractorul are un bambus în mână, care face mai mult gălăgie decât durere. Pentru câine, dar e bun că... Veți vedea proba de curaj a câinelui. Câinele va sări peste un obstacol și va ataca infractorul și va lăsa și se va întoarce la stăpân, la comanda stăpânului. Totodată vreau să urmăriți și acest câine care stă lângă mine, care știe exact ceea ce se întâmplă, înțelege că este vorba de un atac, dar este controlabil. El nu este legat, el stă și așteaptă comanda. Nu atacă la o altă comandă decât la comanda mea. Asta este ceea ce urmărim, să avem câini care într-adevăr să fie puternic, să fie responsabil, dar noi trebuie să controlăm agresivitatea lor. Da, vedeți cum vine câinele? Sare peste obstacol și atacă. La fluierul stăpânului lasă și se întoarce. Spuneam, uitați pe el care până acum a așteptat. La comandă veți vedea cum atacă și tot la comandă lasă și revine. Culca! Despre asta vorbesc când mă refer la control și în general controlul agresivității la câini. Culcat. Următorul exercițiu este căutarea infractorului și escortarea acestuia. Este tot un exercițiu care face parte din competiția de mondioring. Veți vedea câinele care va fi trimis să-l caute, câinele îl va găsi, câinele îl găsește trebuie să latre și după aceea să le escorteze până când infractorul încearcă să scape. În clipa când a încercat să scape, câinele va ataca și va lăsa la comanda stăpânului. Câinele nu știe unde este infractorul, caută după miros, dar se orientează foarte repede. L-a găsit și latră deja. La comanda stăpânului va începe escortarea infractorului. Câinele nu are voie să-l muște până în momentul când infractorul evadează. Ha!
Ați văzut momentul evadării, câinele îl prinde. Și va lăsa, lasă la comanda stăpânului și continuă scoptarea. Și cum scoptează. La fluier se întoarce la stăpân. Acum o să vă arăt aceeași chestie și cu Falco. Orice alt gest face în acest timp vizitorul câine, nu-l mușcă. Așteptă momentul când acesta evadează. Și totul se întrerupe la comanda stăpânului. Culcă! Mergeți la Teranova și la ultimul de acolo. La... Nu mușcă, da, nu ce s-a ăsta și... Mușcă, că nu mă încapă. Vezi că e frică de mușcături da, după aia. Asta-i bată ăsta să scăpe palcă. Este un exercițiu de pază a obiectului pe care stăpânul l-a pus jos, a lăsat câinele în pază. Câinele nu are voie să muște decât în momentul în care infractorul se apropie cu intenția clară de a fura obiectul. După care trebuie să lase și să revină la obiectul în pază. Câinele atacă numai în momentul în care vede că infractorul se apropie de obiect. Jos sunt trasate cercuri, nu știu dacă se văd în imagine, cu galben. Cercurile delimitează, practic, zona din care câinele poate să atace. Ați văzut, atacă și când obiect. Încearcă să scoată din cerc, să merge înapoi la obiect, la obiectul de pază. Acesta a fost exercițiul de pază. Stăpânul revine, ia câinele și obiectul și astfel se încheie exercițiul. Va fi un exercițiu de pază a stăpânului, în care veți vedea cum câinele primește o singură comandă, după care în jurul lui se întâmplă mișcă în fond viață de zi. Cei doi care se vor apropia, dar nu vor vorbi cu mine să fie atacați. Până în momentul când unul pune mâna pe mine, dacă m-a spus, dar nu știu.
prietenul meu. Mergi la bancă acolo, să stăm jos un pic, că vrem să vorbim. După cum vedeți, câinele este destul de aproape de infractor, dar nu-i atacă decât în clipa când ei, în mod vădit, vor ataca. Bine, haideți să mergem mai încolo, pe bancă, așa, mai. Bun, mai un pic, așa, haideți mai încoace, mai încoace, unde stai la banca? Acum o să mă ridic. Ridică-te. Hai, mai încoace, bun. Exercițiul termin la comanda mea. Lasă! Alco! Așa, așa, bun. Mai un pic, mai un pic. Cum, ce a simțit? Ce puteți simți când vă atacă un câine? Păi, ce pot să zic? E o senzație extremă. Cred că ar trebui să încerce fiecare persoană care cât de cât îi plac așa sporturile extreme. Ce să zic? A crescut adrenalina. Da, foarte mare. Prin costum nu prea poți să simți mare lucru, dar dacă ar fi cumva să te prindă un câine live, să zic așa, te face praf. Ați încercat fără costum? Fără costum nu, și nici nu cred că ar dori cineva să încerce fără costum, numai, cum a spus și colegul, e un sport care oferă foarte multă satisfacție, fie și pentru dresor și pentru atentatori în egală măsură. Da, e un sport mai puțin cunoscut de oameni și chiar e un sport plăcut. Eu chiar am fost impresionat de ce am văzut astăzi de aici. Mulțumim. Crezi că ar trebui cât mai mult să vină totuși câinele prin omului să simtă mai bine câinele cu stăpânul, stăpânul cu câinele? Sigur, sigur, pentru că aceste cursuri, infractorii, noi de fapt nu suntem infractori așa cum suntem numiți, suntem helperi. Helperii presupun oamenii care ajută să echilibreze agresivitatea și disciplina dintre câine. Statisticile poliției spun că pe zi ce trece sunt tot mai multe și vedem și noi tot mai multe fapte negative, tot mai mulți infractori, și cred că câinele, așa cum spuneam, e prietenul omului și ar trebui să îl ajute și exact. Viceversa. Exact, așa este. Ei sunt partenerii noștri de antrenament, oamenii de atac, și nu sunt dușmanii câinelui. Câinele îi percepe la fel ca și noi, ca tovarăși de antrenament. Și ați văzut câini care îi atacă și acum o să vedeți același câine care, știind că e gata antrenamentul, îi sare în brațe. Deci nu, încă o dată repet, agresivitatea trebuie să fie controlată și câinele nu trebuie să aibă apucături de agresivitate care stăpânul să nu le poată reprima. Uitați, câinele care înainte l-a atacat, uitați-vă cum îl iubește și îi sare în brațe. Ei de altfel se cunosc exact ca noi, sunt tovarășii noștri de antrenament. Și le mulțumim. Fără oamenii de atac nu se poate face dresaj. Să nu-i pe loc acolo.
se mișcă lumea. Hai, că-i ca lumea! Pentru tot ce mișcă și ca lumea, facem loc în lumea sportului pe Vest TV. O săptămână întreagă de performanțe, meciuri, competiții, rezultate, toate și toți se văd în lumea sportului. Esență de sport.